Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba împreună cu procurorii DICOT au efectuat ieri mai multe percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale acuzate de trafic de persoane, trafic de droguri și proxenetism. Oamenii legii au interceptat și un colect cu cocaină provenită din Franța. Învinuiți au fost audiați timp de mai multe ore de procurori. Se pare că cei 11 membri ai grupării au dus în străinătate 6 tinere, din care una minoră, pentru a practica prostituția. Fetele erau racolate prin metode diferite, după care erau duse de traficanți în Franța, Italia și Spania. De asemenea, procurorii DICOT au interceptat un colet care conținea cocaină trimisă în România din Franța prin intermediul unor firme de transport. În colet au fost descoperite aproximativ 10 grame de cocaină în valoare de circa 800 de euro. După interceptarea coletului au fost făcute și perchezițiile domiciliare, în cursul cărora oamenii legii au găsit aproape 10.000 de euro. Învinuiții sunt din Alba Iulia, Aiud și Blaj. În urma audierilor, 3 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă.